Actriță, model și producătoare Pamela Denise Anderson s-a născut la data de 1 iulie 1967 în Canada și este faimoasă de mică pentru că a fost primul nou născut de ziua Canadei după 100 de ani. Mama sa Carol era chelneriță în timp ce tatăl său Barry un reparator de cuptoare. Blonda a fost remarcată la un meci de fotbal unde pe un ecran a apărut o imagine cu pieptul ei, deoarece era îmbrăcată într-un tricou cu numele unei firme de bere inscripționat pe el. Spectatorii au fost în extaz, iar firma de bere i-a propus o colaborare care s-a și concretizat. A urmat apoi prima apariție în celebra revistă cu iepurași în octombrie 1989, care i-a adus popularitate în întreaga lume. De atunci și până acum, actrița a apărut de 5 ori în revistă, mai mult decât oricare altă vedetă din istorie a publicației. După această apariție, Pamela s-a mutat în Los Angeles, unde a obținut un rol important într-un serial în care a jucat timp de 2 sezoane. Rolul acesta le-a atras atenția producătorilor serialului Baywatch, care i-au propus să joace într-unul din cele mai populare show-uri realizate vreodată în lume. Pamela a fost foarte bine cotată de-a lungul timpului. Actrița s-a căsătorit cu Tommy Lee la data de 19 februarie 1995, după ce îl cunoscuse cu doar o zi înainte. După 7 ani de căsnicie, Pamela a divorțat, chiar dacă cei doi aveau împreună 2 copii și l-a acuzat pe Tommy că a contactat o boală venerică. După divorț, vedeta s-a logodit cu modelul Marcus Lodewijk Schenkenberg van Mirop, iar mai târziu cu cântărețul Kid Rock, cu care s-a și căsătorit în iulie 2006, urmând să divorțeze în luna noiembrie a acelui an. În 2009 circula zvonul că actrița ar fi ajuns în pragul falimentului și strânsese datorii de peste $1 million la fisc. Pamela a negat zvonurile, dar în 2010 a șocat încă o dată atunci când a povestit cum trăiește alături de cei 2 copii într-o rulotă. Actrița strânsese la un moment dat o avere de peste 50 de milioane de euro, dar s-a înfundat în datorii și a ajuns să aibă o situație financiară precară. Motivul, spune ea, ar fi fost criza economică. Actrița împlinește 50 de ani astăzi, dar zilele ei de glorie au apus de mult.